Bună dimineața, bun găsit la Click, poftă bună! Astăzi mă simt completă. De ce spun asta? Pentru că l-am alături de mine invitat pe Alexandru Constantin, jumătatea mea de la emisiunea Click. Evident, bună dimineața, Diana, bună dimineața tuturor! N-am mai luat micul dejun de mult împreună. Sau niciodată? Dacă mă gândesc bine, niciodată. Noi luăm cina împreună. Noi luăm cina împreună și de gătit chiar nu cred că am gătit niciodată. Nu am gătit la nivelul ăsta. Mai ales ce o să gătim astăzi. Pârjoale n-am făcut niciodată cu Alexandru Constantin. Mai făceam seara la cina despre care vă spuneam mai devreme. Câte o salată așa repede înainte de emisiunea noastră Click. Dar acum la Click poftă bună. Alegem ceva din minunata revistă, gustoasa, delicioasa revistă. Da. Și eu că e foarte drăguț aici la tine. Dă-mi voie să spun înainte să îmi zici ce gătim astăzi. Mă bucur că îți place. Da, foarte interesant. Să știi că în fiecare sâmbătă dimineață mă trezesc special pentru emisiunea ce ta. Ce drăguț, așa să faci, pentru bravo. Pentru Click poftă bună și de câteva ori mi s-a întâmplat să și gătesc ce văd în emisiune. Da? Chiar în ziua. Mă bucur să aud asta. Bravo. Serios, așa să faci. Așadar, astăzi facem prăjoale de conopidă. Îți plac? N-am mâncat niciodată. Nici eu, să știi, nici măcar n-am făcut vreodată. Pârjoale, adică un fel de chiftele. Un fel de chifteluțe mai mari, da. Și folosim în loc de carne, mai mari. În loc de carne folosim conopidă. Da, în loc de carne folosim conopidă. Deci asta pentru vegetarieni. Pentru vegetarieni, o conopidă, 2-3 felii de pâine, o legătură mărară, 100 ml lapte, sare, piper, 2 cepe, ulei, 2 ouă, pezmet. Cureț și speli conopida, o rupi în bucățele, o fierbi, noi deja am pregătit-o ca să nu mai stăm la fier, la curățat și așa mai departe. Am când e gata, scurs și pasez cu furculița. Da, am început să prezentăm. Dar de ce folosim și pâine și pezmet? Ca să se pârjolească bine. Poftim aici, ce Alexandru. Va trebui să zdrobești conopida aceasta fiartă, care e să fiartă. Să știți că m-am spălat pe mâini. Să o zdrobești cu, ce? Cu furculița. Păi, dar eu nu ți-am cuțitele, era pus acolo că o să strebească. Da, asta e fiartă sau doar spălată? Este și fiartă. Uite, feliile de pâine le înmui în lapte. Deci chiar așa e. Le storci, le fărâmițesc cu mâna deasupra piureului de conopidă. Ce bine sună, nu? Dar nu vrei să și faci? Dacă pui ceapa te-ai tăiată mărunt peste conopidă. Stai că tu ești cu... Chiureu de conopidă. De ce râzi? Foarte drăguț. Dar nu fac bine? Ba da, foarte bine. Te-ai gândit tu că să tai o conopidă pentru tine? Să știi că nu m-am gândit. Nu? Dar tu te-ai gândit vreodată că o să-mi tai conopidă? Nu mi-a trecut așa prin gând că s-ar putea. Serios? Să ajung și la... Și la conopidă, nu? Și la asta. Dar uite că se întâmplă. Și într-o sâmbătă dimineață, în weekend. Da. Au știu o fază cu ceapa, ca să nu lăcrimezi în credeam momentul în care... Credeam că îmi zici cu cine se iubește ceapa, cu cine ai mai fost surprinsă ceapa, cu... Credeam că reveni la mondenități. Spune. Lasă-mă mondenități, acum gătim, suntem în bucătărie. Spune cu ceapa. Și că să nu lăcrimezi când tai ceapa, trebuie să... Aprinzi o lumânare, iei o... Să ce a cineva? Nu, dar așa se spune, la ceapă. Ce, aprinzi lumânare la ceapă? Așa se spune, când toți ceapa ca să nu lăcrimezi, fie aprinzi o lumânare, fie mănânci pâine, miez de pâine. Serios, ce că îi absorbe? Sau pui miez de pâine. Uite, nu mai bine, noi avem pâine la înmuiat în lapte. Ia o gură. Nu, eu știu de altceva. Să ții în gură un par cu apă. Nu mi-e capă paharul cu apă. Serios. Uite, chestia asta chiar funcționează, am încercat-o. Să ții apă în gură? Da. Rece. Începe să te piște, vrei niște apă? Pe mine nu. Pe mine nici atât. Deci ești mai aproape de ea. Auzi, va trebui să punem și, uite, feliile de pâine trebuie stoarse. Auzi, nu te supăra. Stai că le pun eu. Am o problemă. Ia spune. La chiftele nu se pune ceapă niciodată. Ei, da. Cum, tu nu pui ceapă la chiftele? Nu. Nu cred. Păi ce, când le prăjești, ceapa aia prinde gust de la... Păi aia e gustoasă. Aia e de gust. În fine, tu știi cum faci chiftele. Stai că eu am de stors aici ceva. Nu știu, oricum ceapa trebuia mai mică de atât. Hai, dă-o încolo de treabă, de atât destul de mic. Ei, ok. Și le facem mai mari, ca să pară și ceapa mai mică. Punem și legătura de bunar. Bagă cu încredere. Cu stânga sau cu dreapta? Cu amândouă. Prea mic bolul. Bine, cu dreapta. Sau cu, nu știu, pe care o mici mai bine, eu știu. Dar să știi că eu știu să fac chiftele.
Da? Da, da, de alea normale, nu cu... Păi și cum să nu pui ceapă? Nu pun, pun usturoi. Păi și ceapă și usturoi. Păi zi-ne. Usturoi nu punem? Nu. Hai să punem puțin usturoi. Nu vrei? Chiar dacă nu stăm rețeta. Să stricăm rețeta? Nu stricăm. Schimbăm. Bine, hai să punem un pic de usturoi. Clic poftă bună. Merge, să nu se supere pe noi. Și eu zic, să miroasă așa. Auzi, da, tu acasă mai gătești ceva dacă îți gătești aici în fiecare sâmbătă? Păi și de luni până sâmbătă ce crezi tu? Nu ce ai gătit sâmbătă. Nu chiar. Nu știu că, știu, că tu gătești în fiecare ai zi. Ai uitat când aduc ciorbă, da, deci dacă o sun pe Diana, o întreb ce faci, ea spune gătesc. Păi da. Dimineața, seara, dacă îmi place sâmbăta, să mănânc... duminica... Aoleu, hai că s-a fierbântat, s-a încins uleiul. Ia uzi, pârâie. Ce bine arată. Foarte frumos. Nu? Da. Să știi că mi-a plăcut să gătesc cu tine. Și foarte mie. Mult. Să mă mai chem. Mă bucur că ai venit. Te mai chem, la normal. La un desert. Tu vrei desert. De ce vrei neapărat desert? Ca să mănânc după aia. Adică ce, asta nu mănânci? Păi ba mănânc, dar desert unde mănânc? Ia stai să gustăm. Zi-mi dacă e bună. Asta e prăjoala mea. Eu am prăjit-o. Tare bună. E bună? Gustă. Foarte bună. Păi hai să mâncăm. Să... Trece sâmbătă, da, mai e duminică și ne vedem și luni seara. La ora ne vedem 23, în ne vedem. Formula completă, da, la ora 23, de luni până joi, la emisiunea noastră. Poți să iau o pârjoală să-ți o dau luni înapoi? Aia vreau să zic, eu aș pleca de acum cu farfuria asta. Nu? Unde să pleci? La emisiune, la click. Mă grăbesc la click. Păi pa, du-te, pa. Eu stau aici să mănânc. Te las pe tine, da? Da. Primești invitații data viitoare? Sigur că da. Bun. Da. Mulțumim frumos, Diana, că ai fost la noi în emisiunea mulțumesc, astăzi. Mulțumesc, Alexandru. Poți data viitoare să mă chem să facem un desert, da? Poți să lași prăjoarele aici să mergi. Nu, cu mine. A fost Alexandru Constantin. Frumos pentru invitație. Chiar mi-a plăcut la tine foarte mult. Să gătim și sper să mai vin. Să mă mai chem. Îl mai chem și data viitoare. Îl mai chem. Te mai chem. Și data viitoare promit că facem un desert delicios de ne lingem pe deget. Abia da? Aștept. Vreau să le spun și eu celor de acasă să aibă parte de un weekend liniștit, frumos, să gătească pârjoale și poftă mare. Poftă bună.